Pe care o să-l fac este că mă bucur pentru cele care nu prea au jucat până acum și mai ales cele care și punctează la criterii, ca să zic așa. Deci am avut patru jucătoare tinere, foarte tineri, 2003, 2002 chiar, bine, la ele nu contează, dar a fost un joc bun pentru ele să se integreze. N-am beneficiat de serviciile celor mai cu experiență, pentru că sunt accidentate și am preferat să le las acasă să se refacă. Un meci bun, în condițiile date. Tinerețea și-a spus cuvântul față de experiența și valoarea jucătoarelor de la Râmnicu Vâlcea. Le felicit și le urez succes în continuare, iar nouă sper ca noi să reușim să ne punem la punct aspectele care nu prea ne-au mulțumit. A fost un meci, să zicem așa, mai ușor pentru adversare. Noi am încercat să jucăm relaxat, să le punem probleme și să ne pregătim pentru meciurile următoare. Păi antrenamente acasă și cât mai multe jocuri în campionat, poate, și de pregătire. Of, ar fi multe de spus despre meciul de azi, dar în final ne bucurăm că a fost o victorie. Greu la început, până ne-am trezit, până ne-am intrat în ritm. Din păcate, așa a fost situația, dar ne vom pregăti în continuare și vor fi lucrurile mult mai bune și mult mai bine. Vor merge mult mai bine. Noi ne-am pregătit pentru meciul acesta și ne doream să scriem fiecare gol și, dacă se poate, să apărăm fiecare minge. Atât s-a putut, atât a fost. În continuare o să avem o mică pauză cu lotul național și după vom reveni la echipă. Ne pregătim în continuare să stăm pe podium în campionat. Desigur că diferența între noi și Galați e una mare, dar asta nu înseamnă că am tratat ușor acest joc. Galați e o echipă bună, Galați are în componență jucătoare cu mare experiență. Într-adevăr, nici ele nu au avut toată echipa astăzi și eu am dat posibilitatea tuturor jucătoarelor să evolueze. În mare parte ne-am atins obiectivul pentru jocul de astăzi. E o victorie concludentă. Cred că Galațu e o echipă care va încurca multe echipe, o echipă care ne-a creat probleme astăzi. Din păcate, noi am avut câteva greșeli care, în mod normal, nu ar trebui să se repete. Eu sper să facem tot ce ține de noi pentru a elimina aceste ratări din situație clară, aceste greșeli personale, tehnice, care în meciurile importante s-a și văzut. Ne-au privat de un rezultat pozitiv. Însă mă bucur că am câștigat, mergem înainte. E bine că pentru noi vine o perioadă, să zic așa, în care nu avem joc. Avem timp să ne recuperăm jucătoarele și pentru noi a fost foarte, foarte dificil. Cum bine știți, după victoria și jocul foarte bun de la Odense, din păcate n-am reușit să revenim în țară. Am stat câteva zile în Danemarca, în Olanda, practic am pierdut ritmul competiției, nu am jucat cu Brest. Acest lucru de asemenea ne-a afectat foarte serios. Practic am ieșit din forma care am avut-o la Odense și trebuie să revenim din nou
în forma care ne-a adus un șir de victorii foarte importante și poate cu adversari mult mai valoroși decât noi. Eu am încredere în jucătoare, le felicit pentru victoria de astăzi, sunt convins că putem să facem jocuri foarte bune în dubla cu CSM București din Liga Campionilor. De asemenea, mă bucur că astăzi Irina Glipco, după o perioadă foarte lungă de pauză, a jucat 30 de minute și nu a făcut-o deloc rău. De asemenea, Alicia Fernandez, tot după o lungă perioadă, a jucat astăzi, fiind un joc mai accesibil, și a avut o evoluție bună. Tinerele jucătoare care au jucat au avut randament bun. În mare parte sunt mulțumit de rezultat. Este bine că apărarea a mers destul de bine, cu toate că am avut anumite greșeli, însă una peste alta suntem mulțumiți de victorie, de punctele obținute, și sper ca echipa din nou să urce la nivelul la care a fost până în meciul cu Odense. Bineînțeles că suntem supărați după meciul cu CSM București, pentru că am ratat enorm de mult și practic noi am pierdut acel joc, însă am convingerea că fetele se vor mobiliza și vom arăta cu totul altfel în meciul de Liga Campionilor.